trebuie să vă iau tuturor o piatră de pe inimă, spunându-vă de la început că e o carte minunată, absolut minunată, care merită cumpărată, merită citită. Cum să spun, una dintre puținele cărți apărute în ultimul timp care pot atinge pe oricine, absolut pe oricine, la toate nivelurile de, să zicem, de educație, de cultură, de experiență literară și neliterară și așa mai departe. Este o carte ecumenică, o carte universală, pentru că atinge ceea ce întotdeauna va atinge sufletul omenesc. Enigma, misterul, neputința noastră a tuturor în fața celor mai înalte și mai adânci și mai obscure dintre întrebările noastre. Foarte mulți dintre noi își citesc horoscopul, de pildă. Nu o iau foarte în serios mulți dintre oameni și totuși nu se pot stăpâni să nu citească săptămână de săptămână sau zi de zi rubrica horoscopului și să vadă, ia să vedem, mă umplu de bani în săptămâna asta, voi avea iubire, e scris în stele ceva și pentru mine sau dimpotrivă va fi rău, așa încât trebuie să mă pregătesc sufletește. Bineînțeles că oamenii nu cred cu adevărat, este ca și în perioada antică, atunci când oamenii vorbeau despre zei în fiecare zi, dar de fapt nu mai credeau în ei. Zeii deveneau un fel de ornamente. Cât credem și cât nu credem în inexplicabil. Aceasta este muchea de cuțit pe care se mișcă toți autorii din această antologie și o fac, după părerea mea, fiecare, aș spune, din toate puterile lui. Fiecare dintre acești autori, poate cu o singură excepție despre care o să vă vorbesc mai departe, firește, fiind ceva negativ, nu pot să fiu decât eu excepția, fiecare dintre acești autori s-au străduit să facă lucrurile cât mai bine cu putință, conform viziunilor despre literatură, despre artă, despre inexplicabil și așa mai departe. Și eu am să mi-amintesc când Tatiana m-a rugat să particip la această antologie, spunându-mi, întrebându-mă dacă nu vreau să scriu despre ceva inexplicabil din viața mea. Și eu i-am spus, păi, niciodată n-am scris despre altceva. Am scris mii de pagini despre lucrurile inexplicabile din viața mea. De unde să mai scot? Încă două sau trei sau cinci sau șapte pagini. Și drept urmare, cred că sunt unul dintre puținii care i-au dat un material deja existent. Nu o să vă spun unde e ascuns, undeva mai cumpărat și alte cărți ale mele ca să vedeți. Dar care, după părerea mea, nici în cartea aceasta nu-și pierde cu totul și cu totul prospețime. Pentru că această carte este, de fapt, se construiește pe un paradox. Și anume, ceea ce fiecare autor, care este de obicei un autor de literatură, ceea ce fiecare autor povestește, are două feluri de valoare. O valoare literară și o valoare care aparent intră în contradicție cu valoarea literară a fiecărui text, și anume valoarea de realitate a lucrurilor. Deci noi prețuim, pe de o parte, cât de bine e scrisă o povestire, dar pe de altă parte, unii dintre noi, cel puțin, am fi preferat să nu fie atât de bine scrisă, dar să fie cu totul și cu totul adevărată. Deci valoarea de adevăr, care de obicei este contrară valorii literare, literatura e ficțiune, este minciună frumoasă, nu este adevăr. Valoarea de adevăr aici scoate capul, într-un fel paradoxal, umilind valoarea literară. Eu am prezint în toate povestirile acestea impresia de adevăr, impresia de realitate, fără de care eu n-aș putea crede în această carte. Numai dacă toate povestirile s-au petrecut într-adevăr, sau au la bază o întâmplare adevărată, dacă toți autorii au spus adevărul, dacă toți autorii au scris ceea ce li s-a părut cu adevărat uimitor și inexplicabil în viața lor, atunci această carte și atinge scopul. Deci eu aș spune că această
fiecare din textele acestei cărți este un hibrid, este o amfibie între o povestire și o scriere non-fiction, o scriere asemănătoare jurnalului, asemănătoare epistolarelor, asemănătoare notelor pe care și ne iau autorii ca să scrie un roman. De aici vine scânteia, de aici vine și contradicția și, în cel mai multe cazuri, și rezolvarea finală fericită a tuturor textelor. Cele mai multe dintre aceste texte, din fericire, sunt și frumoase, literar și adevărate. Ele sunt, într-un fel, mărginite de faptul că toți autorii sunt literați. În această situație, firește că intervine un fel de filtru în descrierea întâmplărilor respective. Firește că intervine un fel de sentimente, includere într-un stil personal a acestor întâmplări. Nu mai avem o narațiune nudă, de grad zero, care poate într-un fel ne-ar fi înspăimântat și ne-ar fi lăsat perplex și mai tare. Cineva dinaintea mea spunea că nu e nimic neobișnuit în coincidențe, inexplicabil, pentru că lumea în sine este inexplicabilă. Și sunt absolut de acord cu asta. Lumea în sine în care trăim este enigmatică la toate nivelurile ei. La nivelul sufletului omenesc, cum o arată Dostoievski și toți mari psihologi ai adâncurilor, dar până și la nivelul științei pur și simplu. Gândiți-vă la fizică, pentru că Ioana a dat niște exemple din fizică. Păi ce lume este asta în care fizicienii nu mai pot da seama decât de 5% din materie? Numai 5% din materie este luminoasă și detectabilă. Unde sunt celelalte 95% din materie despre care fizicienii nu știu absolut nimic, iar noi poate mai puțin? Apoi, ce sunt aceste legături nelocale despre care vorbește toată fizica cuantică? Ce sunt aceste entanglements între electroni sau protoni aflați la miliarde de kilometri de departare și care totuși comunică instantaneu, nu cu viteza luminii, ci instantaneu între ei? Cum e posibil ca în această lume să ni se contrazică toate percepțiile noastre despre univers, despre ce înseamnă realitatea, despre ce înseamnă lucrurile acestea? Față de aceste enigme naturale, uriașe, sigur că pietele noastre enigme, protocoluri, lucruri inexplicabile, nu mai sunt decât, până la urmă, decât niște fenomene locale, niște fenomene, cum să spun, din lumea obișnuită. Hamlet spunea, la un moment dat, că sunt multe lucruri între cer și pământ pe care viața filozofia lui Horatio nu le înțelege și nu le cunoaște. Este foarte adevărat. Nu înțelegem și nu cunoaștem decât infinitezimale din această lume. De aceea această carte, care aruncă o lumină asupra umbrelor, luminează umbrele într-un fel ale existenței noastre, este atât de fascinantă. Este fascinantă. Este o carte fantastică, n-aș spune senzațională sau paranormală, ci o carte fantastică, de literatură fantastică, și de metaliteratură, într-un fel, care merită iubirea tuturor. Mulțumesc mult!